Se pare că au fost fraudate voturi în Comuna Iași Mare. Această acuzație gravă vine însoțită și de o plângere scrisă prin care se solicită dispunerea măsurilor legale. Iată ce scrie în această reclamație. În fapt, unii votanți au primit câte patru buletine de vot pentru alegerea primarului, toate având ștampila de control aplicată. Aceste buletine de vot au fost introduse în urnă după ce s-a aplicat ștampila cu mențiunea votat. Această situație este foarte gravă deoarece fiecare alegător ar trebui să primească un singur buletin de vot per alegător pentru un tip de alegeri. Este necesară o intervenție imediată pentru a împiedica continuarea fraudării alegerilor și pentru a identifica cum de au permis această fraudă. Se arată în sesizarea făcută către președintele biroului electoral al secției de votare 443 din localitatea Iecea Mare.